2 Timotei, capitolul 1, versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Continuă să avansezi. În viețile noastre spirituale, fie avansăm agresiv în mod intenționat, fie alunecăm înapoi. Nu există creștinism de stagnare. Este important să continuăm să înaintăm. Tocmai de aceea lui Timotei i-a spus să atâțe flacăra și să reaprindă zelul care îi cuprinsese inima la început. El începuse să obosească, iar focul ce ardea în el odinioară devenise acum abia o flacără mică. Evident că Timotei dăduse înapoi, probabil din cauza fricii. E ușor de înțeles de ce Timotei e posibil să-și fi pierdut încrederea și curajul. În acea perioadă aveau loc multe persecuții, iar Pavel, mentorul său, era la închisoare. Însă Pavel l-a încurajat pe Timotei să se înflăcăreze, să-și revină, să-și amintească ce chemare a primit în viață, să nu se lase cuprins de teamă și să nu uite că Dumnezeu îi dăduse un duh de putere și iubire și o minte sănătoasă. De fiecare dată când ne lăsăm dominați de teamă, începem să dăm înapoi. Teama ne împiedică să avansăm și ne face să vrem să dăm bir cu fugiții în loc să avansăm cu putere. Dacă astăzi te simți nesigur, plin de incertitudine sau poate ți-e teamă, primește încurajarea făcută de Pavel lui Timotei. Reaprinde-ți credința. Fii înflăcărat pentru Dumnezeu și nu uita niciodată că El îți este alături. Cu El alături, oricât de grea ar părea situația, poți face orice ai de făcut prin El. Niciodată nu te da bătut.